În monitorul oficial a fost publicată procedura prin care cardurile educaționale de 500 de lei vor ajunge la părinți conform ordinului comun semnat de Ministrul Educației și Ministrul Fondurilor Europene. Procedura oferă inspectoratelor școlare și școlilor libertate în organizarea distribuirii, iar fiecare școală poate adopta propria metodă. În total, peste 500.000 de, mii de carduri educaționale sunt programate să ajungă la beneficiari în zilele următoare. Aceste carduri se vor încărca cu fonduri în termen de 2-3 zile lucrătoare de la momentul ridicărilor de către părinți. Termenul limită pentru școli este de 5 zile de la primirea cardurilor de la inspectoratele școlare, conform ordinului emis de Ministerele Educației și Fondurilor Europene. Procedura de distribuire este lăsată la latitudinea școlilor. Majoritatea optând să anunțe părinții prin intermediul diriginților și învățătoarelor. Beneficiarii în număr de 486.316 care au fost validați deja vor primi carduri valabile 5 ani, indiferent dacă au mai avut astfel de etichete în trecut. Cei 500 de lei vor fi livrați într-o singură tranșă. Lista destinatarilor finali se poate actualiza pe parcursul anului școlar. Așteptarea părinților pentru aceste carduri a început în octombrie, dar au fost întârzieri din cauza absenței procedurii oficiale. În luna decembrie etichetele au fost deblocate, iar acum se așteaptă distribuția către părinți, care începe în termen de 5 zile de la primirea lor de către școli.